Spectacol și culoare pe cerul Covasnei la festivalul baloanelor cu aer cald. De astăzi începe X Balloon Fest, organizat pentru a doua oară în Târgu Secuiesc. 12 baloane cu aer cald îi așteaptă pe toți cei care vor să zboare și să se distreze. Unul dintre este și colegul meu, jurnalistul Euronews, Alexi Kim. Bun găsit! Într-adevăr, aici la Târgu Secuiesc va fi un adevărat spectacol pe cer, atât dimineața și cât și seara, pentru că zborurile cu balonul cu aer cald sunt posibile doar dimineața și seara, atunci când vântul este puțin mai liniștit. O astfel de experiență durează între 30 și 60 de minute, un astfel de zbor cu balonul cu aer cald, iar pentru această experiență inedită, cei care au venit astăzi aici și care vin zilele și în zilele următoare, plătesc între 450 de lei și 1100 de lei. De altfel, organizatorii au pregătit aici la Târgu Secuiesc și foarte multe ateliere suplimentare pe parcursul zilei și foarte multe atracții, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Dacă nu v-ați făcut planuri pentru weekend, ei bine, puteți să veniți aici la Târgu Secuiesc și să aveți parte de o experiență la fel ca în Capadocia.